în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să dăm slavă lui Dumnezeu, ia că suntem la începutul lui decembrie și încă ne bucurăm de o gură de căldură, ținând cont de faptul că spațiile închise produc boală și trebuie să stăm la aer curat. Mă întreb dacă și nevoința dumneavoastră poate fi asemănată cu nevoința acestor sfinți pe care astăzi îi prăznuim. Ați văzut, sfinții 40 din mușenici au stat într-un lac înghețat, dezbrăcați, dar dacă au avut credință în Dumnezeu, au luat cununa și nu s-au răcit, a trebuit să-i omoare și să-i tai zlidea foc. Asta e o formă de pătimire, de mucenicie. Dar noi, dacă ne luăm mănuș și șosete de lână și ne luăm pardesiu și fular, jumătate de oră o să rezistăm la dezlegări și nu o să murim până ce s-or mai schimba situațiile. Important e să ne coagulăm împreună cu rugăciunea, cu puterea, cu harul. Și dacă o să insist din nou pe aceeași chestiune, puneți mâna să citim psaltirea Acatistul Arhanghelului Mihail Gavril, Paraclisul Maicii Domnului, pentru dușmanii văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți, bolile văzute sau nevăzute, știute și neștiute, Dumnezeu poate ridica aceste nenorociri de peste noi, gândindu-ne doar la Sfânta de astăzi, Ecaterina, cu care prilej felicit, cu sănătate, bucurie și mulți ani celii care poartă acest nume, și gândiți-vă la Sfânta și frumoasa Fecioară. Pe lângă faptul că a fost aleasă ca mireasa lui Hristos, a fost bătută până a fost desfigurată, a fost aruncată în temniță ca să se sfârșească, îngerul Domnului a venit și s-a atins de ea și a doua zi când a scos-o din nou ighemonul la muncă, era mai strălucitoare, mai frumoasă și mai sănătoasă. Și noi, dacă o să avem puțină rugăciune și tărie de caracter și voință și lucrare, putem fi și mai frumoși și mai sănătoși și să ne aducem aminte de tinerii din cuptorul și din roa Babilonului, care au fost aruncați să moară, iar focul s-a prefăcut în rouă. Acum suntem puși în mod invers să ne rugăm ca gerul să se prefacă în cămară împărătească și caldă și Dumnezeu să țină toamna până la vară, ca să nu trebuiască să suferim de frig sau de ger, că Dumnezeu când iubește pe cei drepți, așează El și timpurile, și vremurile, și anotimpurile. Aș vrea să vă rămână în cap o idee frumoasă care dintotdeauna mi-a plăcut. La sărbătoarea praznicului Sfintei Ecaterina, noi nu sărbătorim doar o singură sfântă. Porfirie, mai marele palatului, care este și el mucenic, tot în această zi, moare împreună cu 200 de ostași, iar pe lângă cei 200 de ostași mai mor și 150 de ritori, cei mai deștepți din toate în împărățiile lumii, care vroiau să o biruiască pe Sfânta Ecaterina în gândire și să arate că Dumnezeu este nimic și de fapt idolii sunt toată măreția și slava împăratului celui păgân, care el credea că în felul acesta poate să o învingă pe Ecaterina în gândire și să o facă să se lepede de Dumnezeu cel adevărat, să închine la zeii cei mincinoși. Care ați călcat vreodată în muntele Sinai și care ați ajuns la locurile sfinte și am fost poate și împreună unii în Egipt, vă aduceți aminte că acolo este capul sfintei, mâna sfintei și inelul pe care l-a primit de la Hristos. Acel inel, care nu este de factură umană, este de lucrare cerească, dăruit de Dumnezeu din cer pe pământ, și cercetătorii și în ziua de astăzi se miră din ce compoziție chimică, ce aliaj are el, de este atât de valoros și de frumos, încât și astăzi strânește curiozitatea celor care se închină sau sărut această mână a Sfintei Ecaterina, care este dătătoare de viață și de vindecare. O fată de numai 18 ani poate înfrunta iresul păgânismului. Și iată că noi adeseori la 18 ani spunem, dar încă e copil, încă e crud la minte, încă nu e copt, nu este adevărat. Noi trebuie să fim tot timpul copți la minte. De acum trăim vremuri, n-aș vrea să vă înfricoșez sau să trăiți drame apocaliptice. Nu vreau să intrați în panică sau în isterie. Nu vreau să intrați în supărare sau în întristare. Trebuie să fim treji. Ne spune Apostolul Pavel, să avem mijloacele încinse, să avem făcliile aprinse, adică fapta bună și rugăciunea, ca să putem birui în ziua cea rea. Acum doar Dumnezeu mai poate face o minune și noi, dacă vom deschide atent ochii, eu nu vă fac vouă rezervări politice,
Părerea mea, dacă ar fi după părerea mea, votați, ar trebui votați toți de sus până jos, ca 20 de milioane de voturi, de... așa să fie toate nule, ca să vadă că ei sunt în plus acolo și poporul nu-i mai vrea. Și poate așa s-au gândit să schimbe din comportament, din atitudini, din mizeria cu care se manifestă, aroganța pe care o prezintă și modul la care sunt tratați oamenii. Dacă vreți să vedeți o singură diferență de opinie inumană, este doar aceasta. Țăranul care stă o vară întreagă la câmp, stă și vinde trei curcudele sau un cartof sau varză în frig, în ger, ca să-l îmbolnăvești să ai de... și apoi te plângi că spitalul e plin, iar străinii și cei care vin și fac bani pe spinarea țării, pentru că am ajuns și noi o mică piață de desfacere, stau în Kaufland la cald cu aer condiționat să nu transpire. Ei, vedeți, cum spune, era un proverb, odată se întâlnește măgarul cu bou. Boul dormea liniștit și rumega. Măgarul, cum face el când plânge? Iha, iha, ați văzut cum face. Îl întreabă bou, ce tot te vaiți, bă, atâta? Bă, tu ai două ceasuri de când stai și dai din falca aia și nici nu știu, ți-i foame, ți-i sete, eu apa azi n-am băut, transpirat sunt, obosit sunt, greutăți car după mine, ăsta, surugiu tot dă în mine cu biciu, nici eu nu știu ce să mai fac. Și bou se uită așa la el și zice, dar tu de ce nu-ți cauți dreptatea, băi? Peste tot am fost și la regele animalilor, la leu, am fost și la urs, am fost la toate animalele mari să cer iertare, să cer o derogare. Și știi ce mi-a spus? O fi dreptate, dar nu pentru măgari. Deci, așa este și în situația de față. O fi dreptate sau lege, dar pentru cei puternici. Cei puternici nu pot fi zdrobiți cu sabia, că au sabia de partea lor, iar dacă scoți sabia din sabie vei peri. Dar dacă ne rugăm insistent și dacă o facem cu credință și cu convingere și ciulim un pic urechea și trezim un pic mintea, noi putem să ne gândim ușor la câteva lucruri foarte simple. Cu vreo 10 ani în urmă nebunea vaca și trebuia omorâtă. Au mai trecut vreo 2 ani și avea oaia limba albastră, băusă cerneală sau albastru de metil, trebuia omorâtă. A mai trecut puțin și au nebunit găinile, trebuia omorâtă, că aveau gripă. A mai trecut puțin și s-au omorât porci. Uite că acum a venit rândul oamenilor. De ce? Natura se răzbună pe noi, pentru că noi nu mai credem în lucrarea ei și în pronia lui Dumnezeu. Deci am ajuns noi, oamenii pe pământ, să fim mai răi decât făpturile necuvântătoare și să ne ucidem între noi în mod sistematic. Ura, dușmania, războiul, foametea. Gândiți-vă câți oameni pe planetă n-au de unde bea apă. Câți oameni pe planetă n-au seara o bucată de pâine. Că mai spun câteodată și ai noștri, vai, 70.000 de copii să culcă flămânzi seara. S-or fi culcând flămânzi, că la câte pensii parlamentari sunt de unde să iei pâine la seara. Și vă dați seama că nu sunt bani. Dar cât timp avem capacitatea de a munci? Cât timp avem capacitatea de a ne ruga? Cât timp avem capacitatea de a înțelege, de a alege și de a discerne, rău e în mâna noastră. Noi ne putem face singur rău sau bine. Omul când s-a născut, s-a născut vertical. Ați văzut cum au făcut mucenici în fața prigonitorilor. Pentru Hristos mor. Și-a dus-o pe Sfânta Ecaterina, i-a tăiat capul și în loc să curgă sânge, a curs lapte, adică adevărul divin. Noaptea când s-a arătat în somn lui Hristos, ce i-a spus? N-ai botez, nu poți să te iubesc, nu ești frumoasă. După ce a primit Sfântul botez, ce a spus Hristos? Acum ești mireasa mea. Când ne rugăm, suntem al lui Hristos, când nu ne rugăm, nu suntem al lui Hristos. Când facem rugăciuni cu credință și cu seriozitate și cu evlavie și cu putere și cu sârguință, suntem al lui Dumnezeu? Când nu facem aceasta, nu suntem al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne vrea, spune Apocalipsa, nici calzi, nici căldicei. Așa spune, dacă nu ești nici rece, nici fierbinte, te voi scuipa din gura mea. Adică n-ai ce căuta la Dumnezeu. Las că o fi sau las că s-o întâmpla. La Dumnezeu ori ești serios, ori nu ești serios. Și ca să vedeți ce putere are încrederea în Dumnezeu, o slugă cu minte. Îmi place întotdeauna să termin cu o istorioară, că știu că asta mai ușor îți țineți minte. Politică și teologie vă obosește. O slugă era la stăpânul său, dar un om cu minte, un om blajân, poate cum sunt și oamenii care sunt la maslu.
se ruga și făcea treaba, dar stăpânul tot îl biciuia tot timpul și trăgea de el. Faia, 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 faia. Și avea și un vătav de asta, o spurcăciune rea de gură, care băga fitile și strâmbi, cum e plină și azi societatea de suficienți bârfitori și cărcotași. Și i-a băgat strâmbă la slugă și a spus așa: împărate, dacă mă prețuiești, asta trebuie să-l omori. Băi, nu pot să-l omor, mi-i milă, l-au crescut la curtea mea de când era un copil. Îi slug acasă, nu pot să-l omor. Și că atunci găsește o metodă. Ăsta totuși, fiindcă se temea de Dumnezeu, s-a gândit așa: domnule, hai măcar să nu-l omor cu mâna mea. Scrie o scrisoare, cheamă sluga la el și îi spune așa: te rog, ia acest răvaș în mare taină, urcă-te urgent pe cal și mergi la vecinul împărat de dincolo de mine și spune să-mi dea răspunsul din această scrisoare. Neavând încredere în cel care duce scrisoarea, că ar citi-o și ar fugi, mai trimite un alt slugoi, alt de la curte, cu aceeași scrisoare, pe altă cale, și îi spune să ajungi înaintea lui la împărat să duci această scrisoare, nu cumva să ajungă el înaintea ta, sau dacă nu ajunge, nu mă interesează, când va ajunge, deja e prea târziu. Cârcotașul, nemulțumit în mintea lui, se gândește la următorul lucru: cum să bagi un fitil la stăpân să-l vadă pe ala mort mai repede? Și zice așa: stăpâni, n-ai putea să scrii un răvaș în care să scrie așa: trimite în capul lui urgent la mine, să mă duc eu să-l duc la împăratul vecin, că atunci când ăsta ajunge, deja să-l și execute. Ăla bun bazat, că ăla deja a ajuns și acolo în temniță sau e ceva cu el, ia calul, ia răvașul și ia-o peste câmpii și pleacă la împăratul vecin. Ăsta, dacă era credincios și era o slugă cu Evlavioasă, a văzut o biserică deschisă și a auzit că acolo scânta o slujbă. O intra și s-a pus cu minte acolo în biserică și se ruga: Doamne, am un stăpân bun, luminează să ai inimă bună, dă-i sănătate, dă-i gândul cel curat, arată-i dreptatea ta, arată-i mila ta, arată-i tu cum judeci ca un Dumnezeu drept, bun și adevărat. Eu nu știu să mă apăr în fața stăpânului meu, dar tu poți să mă apiri și pe mine și pe stăpânul meu de primejde. Și poți avea grijă și de cei care îl tulbură și îl neliniștesc. Și cum se răga el acolo și l-o fura rugăciunea, până s-o termina liturghia, până s-o termina predica, până s-o termina parastasul, până a mai mâncat el o sarmală și un colac, s-o făcut ora 1 pe amiază. Când a ieșit din biserică și a văzut soarele în crucea cerului, măi, o să mă certi stăpânul, suite pe cal și du-te direct spre împăratul respectiv. Când ajunge în ogradă și dă scrisoarea împăratului, împăratul spune: stai pe loc, bine că ai venit, am rezolvat problema. Și dă așa un fel de traistă și îi spune: nu deschizi până acasă, îi duci răvașul ăsta și scrisoarea stăpânului tău și îi spui că i-am îndeplinit în tocmai dorința. Ăsta nici nu știu despre ce e vorba. O da răvașul ăla, o luat răvașul ăsta. Și când au venit la stăpânul lui și l-au văzut ăla că vine peste dealuri călări cu traista în mână, stăpânul a înghețat. Și-a zis: Doamne, dar ce-am gândit eu și ce-ai făcut tu? Și deodată așa l-a săgetat la inimă și-a zis: ei, dar dacă asta a fost voia ta, înseamnă că așa o trebuie să fie. Se pare că sluga asta e mai bună decât cealaltă, de vreme ce așa o rânduit, tu ai rânduit ca el să fie viu. De ce s-a întâmplat treaba asta? Ce scria în răvașul care era trimis acolo? Primul care ajunge la tine în ogradă să-i tai capul. Trimis celălalt ăsta, fiind conterziat, a ajuns celălalt. Ăsta când a venit cu scrisoarea, trimite în capul urgent la mine, eu și zbura capul. Lui Cârcotașul, crezând împăratul ăla că el nu știa cine trebuie tăiat și cine nu trebuie tăiat. Lui cine a intrat primul în ogradă, lui ăla i-a tăiat capul. O pus capul în sac și ăsta când a venit și-o dat răvașul, împăratul nici nu l-a mai știut. Și a zis: m-o trimați după cap, las că el dau, că doar așa-i porunca. Și o dat, du-i stăpânului tău capul. Deci așa și noi, să ne punem capul sub Evanghelie. Există o vorbă în popor: de ce îți bagi capul sub Evanghelie dacă nu te doare?
capul trebuie să-l băgăm sub Evanghelie și când ne doare și când nu ne doare. Când ne doare ca să ne treacă, de aia stăm la Sfântul Maslu, și când nu ne doare ca să nu ne doară. Că așa spune, cel ce se roagă pe timp de pace, Dumnezeu îl ajută pe timp de război. Cine se roagă în bucurie, Dumnezeu îl ajută la necaz. Cine nu uită de Dumnezeu când îi este bine, Dumnezeu nu îl trece cu vederea când îi este rău. Acum, pentru că noi am mai uitat un pic de Dumnezeu, Tenerife, Hawaii, litoraluri, coastele de aur, coastele cu fildeș, coastele cu argint, coastele cu nisip aurit și nu mai știam noi cu ce să ne mai prostim, ia că acum a venit vremea asta când trebuie să stai cu mintea acasă ca câinele legătoare. Și pentru că nu ne-am obișnuit cu acest mod de viață, sigur că ne împacientăm, ne tulburăm, ne agităm, ne stresăm, trebuie să punem singuri capul sub Evanghelie și să ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, depărtează primejdea, necazul, boala, urgia pe care Tu ai slobozit-o peste noi pentru păcatele noastre, depărtează-o cu mila Ta cea mare și dă-ne liniștea, pacea și sănătatea de care avem nevoie. Și dacă o să spunem așa și o să ne rugăm cu evlavie și cu credință, Dumnezeu poate ridica El acest microb. Nu trebuie să-L ridice medicina. Medicina la ora actuală, când noi stăm de vorbă, nu știe mai nimic despre el. O bâșbâi cum o bâșbâiți și dumneavoastră. Mai iei un paracetamol, mai iei o aspirină, mai iei o vitamină, mai iei mai injecții, mai iei nu știu ce, mai iei nu știu cum. Și unul sprăvale și cade trist, fac sănătoși. Nu știi, moartea seceră, nu întreabă ce ia. Ea trebuie să ducă snopi la Dumnezeu. Acum, putem spune că dacă am jucat o viață la 6 din 49 și am vrut bani și avere, acum joacă moartea cu noi 6 din 49. Nu știm care e numărul cu sorți sau fără sorți. Nu mai vedem că unul din lângă noi pleacă și în Apocalipsă lucrul ăsta este scris de acum 2000 de ani. Doi vor fi în casă, unul se va lua, unul se va lăsa. Doi vor fi la moară, unul se va lua, unul se va lăsa. Doi vor fi la țară, unul se va lua, unul se va lăsa. Deci vedeți? Deci noi nu știm când putem pleca. Dar putem prețui ceasul morții într-un singur fel. Una este să pleci demn cu fruntea sus. Doamne, abia aștept să te întâlnesc, că dacă tot mor, ce-am să fac? Că nu te poți pune de curmeză și în fața morții. Dar doi, eu știu, Doamne, că Ezechia s-a rugat cu fața la perete. Împăratul Ezechia, Dumnezeu a lungit viața cu 13 ani de zile și a putut să-și îndrepte viața, că a avut și el scadenții, ca și Solomon, ca și Manase, ca și mulți alți regi. Dar, în momentul în care deschidem cartea și începem rugăciunea și punem genunchiul la rugăciune, Dumnezeu ne poate vindeca de orice boală și de orice neputință. De aceea, cu acordul dumneavoastră, închei rugându-vă să nu slăbiți. E iarnă, e noapte lungă, e plictiseală. Vedeți, e ora 5 acum. Deja până la 9-4 ceasuri putem să facem rugăciuni acasă sau de la 9 până la 10, o oră fiecare putem să facem rugăciuni în voia cea bună. Să păstrăm nucleile de psaltire, să păstrăm nucleile de acatiste, să păstrăm nucleile de paraclis, să păstrăm nucleile de cei 4 psalmi, cine nu poate mai mult, sau de împărate ceresc, sau de Tatăl nostru, fiecare după lui putere, că noi nu știm de unde sare norocul. S-ar putea într-o zi să facă Dumnezeu o minune care nu aparține nouă. Deci, noi știm că prin istorie au mai trecut și boli, și molimi, și ciumi, și foamete, și necaz, și războaie, dar oamenii au rămas, evenimentele au trecut. Să ne străduim să fim cât mai mult vrednici și drepți ca brazii. În numele lui Iisus Hristos vom birui. Amin.